5 direcții silvice din România, printre care și cea din Mehedinți, fac obiectul controlului corpului de control al primului ministru Victor Ponta, care a sesizat deja Direcția Națională Anticorupție, structura centrală, în legătură cu săvârșirea 52 de posibile fapte de natură penală grave. În timpul controlului de la Direcția Silvică Mehedinți, reprezentanții guvernului Ponta au descoperit nereguli în ceea ce privește licitația organizată pentru masa lemnoasă. Acestea au avut loc, deși comisiile de licitație erau incomplete, iar numărul membrilor din comisie era mai mic decât cel prevăzut de lege. Direcția Silvică a licitat și încheiat în acest mod, considerat ilegal, 10 contracte de vânzare-cumpărare de lemn și a vândut aproape 9.000 de metri cubi de masă lemnoasă în valoare de peste jumătate de milion de lei noi. S-a mai descoperit că la licitație au fost acceptați agenți economici cu documentație incompletă sau care nu respectă caietul de sarcini. Funcționarii ar putea fi verificați de procurorii DNA mai mult ca sigur pentru infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în declarații, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și intereselor publice, dar și neglijență în serviciu.